Hei, avem nevoie și de tine. Da, de tine. Ca să protestezi în fabrici și uzine. Și eu, și tu, și părinții noștri, și copiii noștri au nevoie de infrastructură. Da. Astfel, fără infrastructură, ne putem dezvolta. Nu noi. Neapărat noi. Ne putem dezvolta ca și țară. Dar, pentru politicienii noștri, dezvoltarea înseamnă regres. Iar regresul, dezvoltare. De ce spun asta? Foarte simplu. În momentul în care o regiune se dezvoltă, unii politicieni din acea regiune au o problemă gravă. Nu mai au suficiente voturi. Și ce ține în viață, odată la 4 ani, un politician? Voturile. Că restul de 4 ani nu-i prea interesează pe marea majoritate pe cei care au votat. Așa că astăzi, 15 martie 2019, la ora 15, pentru 15 minute, protestează. Și tot astăzi, 15 martie, la ora 15, se deschide sau se inaugurează, se taie panglica primului metru și singurul metru de autostradă din Moldova. Da, România vrea autostrăzi. România vrea infrastructură. România nu vrea politicieni corupți și interesați. Eu mi-am spus ce am vreau spus și până data viitoare v-am salutat. Apropo, știți voi ce să faceți cu butoanele de la YouTube?